Ne așezăm frumos. Unde și cum vrem. Hai ca să zic eu, nu știu dacă ai știre despre Trump. Nu, ce am mai făcut? S-a întâlnit cu Kim Jong-un. A, păi nu ți-am zis eu că s-a întâlnit ieri, ți-am zis ieri că s-a întâlnit Kim Jong-un. Am mai întâlnit odată? Păi sau... Aia știri vechi, dar le ascult ce să... S-a întâlnit și a zis că pe lângă fazele cu nucleară au comentat unul despre freza celuilalt. Nu cred. Da. Și? Cred că acolo a fost râsul. Nu știu care e și că nu s-a arătat exact transcripția, s-a dat ideea doar. Dar cum a fi fost dialogul? E, mă, ce mă? Cu ce te speli? Bă, am un șampon din ăla care, uite, îmi ține părul sârmă așa în sus. Tu? Trump ai cu balsam pe dreapta. Trump se spală cu gălbenuș, cred. Cu gălbenuș. Nu se explică situația. Gălbenele. Asta, că am văzut niște fetițe ieri până oraș, aveau culoarea lui Trump, așa, bronzat organic. Bronzat, da. Da. Și m-a sunat cineva și mi-a zis, bă, Aristei, cum e cu bronzul organic? Știu că ai fost tu, ai făcut materiale. Și ce ai zis, Florin? Ia. Am zis că a fost butaforie. Am zis că l-am luat în maxim 10 minute ca să nu rămână pe pele. Da. Dar ți-ar fi stat bine. 35 de grade astăzi afară. Din ce în ce mai cald. Ieri s-a anunțat să fie cea mai călduroasă zi din an, astăzi depășește maxima Canicul. De ieri și uite așa. Canicul. E deci, normal, e vară. Da. Mi-am luat bine pălăria, deci nu mai faci mișto de mine. Citește, da. Citește că trebuie să arde sportiv azi. Gata, spun repede. Ce? Da, vrei? Da. Bine, haide, repede. Macedonia își schimbă numele în Macedonia de Nord. Pardon? Da, dar ăia de la Sud ce fac acum? Că eu nu știu, ei nu își mai au nume sau ce? Că eu n-am auzit să aibă și Macedonia de Sud. Nu știu dacă să râd, nu înțeleg. Dar ce e asta? E oraș sau ce e? Că eu nu știu oricum. Macedonia își schimbă numele în Macedonia de Nord. Și întrebarea mea era, ăia din Sud ce fac? Rămân fără nume? Așa. Nu înțeleg, era și Macedonia. Sunt prea bine pentru tine, scuză-mă. Am fost prin Macedonia, am trecut prin Macedonia. Ce e asta? Dar există și de Nord și de Sud, existând acum. E o țară. E o țară, dar are și Nord și Sud, logic. Și acum te duci doar în Macedonia de Nord. Dacă asta ar fi una dintre glume, Ramona, treci mai departe. Era glume, era o știre. Deci, mai am o dată. Macedonia. Eu aseară mi-am dat cu insecticid, l-am încurcat cu parfumul și cred că asta e problema. Mai bine mă dau o altă știre. Simona Halep a primit cheia orașului. Da. Alaltă ieri. Da. Bă, frate, dar pentru ce e cheia asta? Că eu n-am înțeles. Că spun sincer că n-am văzut nicio poartă la intrare în București. Și vorba aia vin de la Călăraș. Adică... E o poartă spirituală, e o poartă imaginară, e o poartă simbolică. Adică tu, sau nu tu acum, cine are cheia, deschide orașul? E... Cine mai are? Mai sunt nu, care mai au. Sunt, mai sunt și sportivi și personalități. Am înțeles, și... e imaginară, dar cheia de ce este fizică, reală? Nu? Azi nu rezonăm, Ramona. Dar nu mai bine dădea... Trebuia să-i dea un obiect care să simbolizeze. Știi ce mă gândeam eu? Nu-i mai bine îi dădea o cheie franceză dacă tot a câștigat în Franța? Luați-mă de aici! Bun, deci aia cu Macedonia o am derumegat, asta cu cheia ți-o explic după aia. Nu știi ce fac, eu nu mai vorbesc cu tine astăzi, tu ai ceva cu mine. Fii atent, că voiam să mă leg de Eurovision cu Macedonia. Aici. Știi cum zice la Eurovision când participa cineva din înțelegerea? Știi că Macedonia s-a chemat înainte, se cheamă acum fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Da. Și întotdeauna la Eurovision era cineva care zice, bă, și eu am ținut minte de când eram mic. Former Yugoslavian Republic of Macedonia. 10 points. 10 points. V-am zis de Eurovision pentru că următorul invitat